Haideți, vă rugăm. Nu am avut izbăvare să terminăm întâlnirea pe care am trecut-o acum jumătate de oră. Haideți, domnul Șur, ce faceți? Vă timp și pentru muritorii de da, da, bine, bine. Credeți că am discutat cu totul și cu totul altceva în afara spitalului, domnul? Nu, eu cred că o problemă mai importantă decât oricare este aceea că 55 de oameni sunt gata să-și dea de misia. Domnul Ungureanu, la ora 8:50 mi-a intrat adresa de la Direcția de Sănătate Publică. Așa. Eu am discutat cu doamna ministru săptămâna trecută și mi-a transmis-o și mie prin WhatsApp această adresă. La ora 8 am discutat deja cu șefa serviciului Runos și am spus să analizez această adresă și să vedem cum putem face să acordăm salariile colegilor noștri, inclusiv salariile începând cu data retroactiv, începând cu data de 1 martie. Din punctul noastră de vedere, este foarte clar din a doua frază, din această adresă pe care o avem toți din data de 31 mai semnat, este foarte clar că intră și tehnicienii radiologi și moașele? Eu nu interpretez, sunt colegii mei de la resurse umane care vor face o analiză, dar sunt mai mult, sunt convins că vom vedea lucrurile constructive și le vom vedea în favoarea angajaților și nu în defavoarea lor. În ceea ce privește, atenție, domnul Ungureanu, nu vă răspund noastră, da? N-am de ce să vă răspund noastră. Eu vă spun că am ajuns la birou acum o oră și cât este ceasul? 10 oră și 45 de minute. Domnul Ungureanu, dumneavoastră transformați faptul că nu v-am angajat soția la dermatologie într-o vendetă personală. Vă treziți tot timpul să filmați în acest spital. La dermatologie sunt 11 medici pe 30 de locuri. Așa. Da? Iar dumneavoastră, din momentul în care am tăiat linia de gardă la dermatologie și din momentul în care nu v-am angajat soția dumneavoastră, vă filmați toată ziua. Nu cred că este normal. Cred că ar trebui să vedeți spitalul ăsta și să vedeți ce puteți face pentru acest spital și nu să vă filmați tot timpul în acest spital. Acest spital funcționează în clădiri vechi din 1896 și din 1900. Cred că ar trebui cu toții să punem umărul la acest spital și să nu punem umărul la destructurarea acestui spital. Pentru că nu putem peste noapte să transformăm spitalul județean într-un spital monobloc. Din păcate. Domnul manager, că sunteți mârlan, asta știm toți. Știe tot Clujul. Da? Că dumneavoastră introduceți soția mea care nu are nicio legătură cu activitatea mea de parlamentar. Absolut nicio legătură. Iar eu despre dumneavoastră, că sunteți un mafiot, am scris că eram jurnalist în 2013. Da? Când erau linii de gardă. N-are nicio legătură soția mea cu mizeria de caracter pe care o aveți și care se manifestă față de acești tehnicieni radiologi și față de asistente în absența camerelor. Pentru că acum câteva secunde, când au venit radiologii la dumneavoastră, ați avut cu tot o altă atitudine. Când este presa aici, faceți un dialog cu mine pe o temă care nu există. Da? Soția mea. Soția mea n-are nicio legătură cu mizeria de om care sunteți. Este un medic integru, este un medic competent, care își cere drepturile ca orice angajat. Așa că nu este nicio vendetă personală, pentru că despre mafia care este în spatele dumneavoastră, cea care v-a pus aici, eu am vorbit de pe vremea când i-ați interzis domnului profesor Ciuce să opereze copii. Atunci soția mea n-avea nicio revendicare legată de drepturile ei, da? Deci nu transformați discuția noastră despre lucruri de interes public în chestiuni legate de viața personală. Eu pe soția mea n-am invocat-o niciun document. Nu este nici tehnician radiolog, nu este nici... Domnule Ungureanu, asistent medical. Vă dau în judecată pentru faptul că m-ați făcut mafiot. Vai, abia aștept. Da, o să vă dau în judecată. Deci, domnul Șușcă, da? Bine, abia aștept să ne vedem în tribunal și să arăt în tribunal. Cât de o să ne vedem în mare tribunal. Bestie sunteți. Da, o să și ne vedem în tribunal. Mafiot. Bine, bine, domnul Ungureanu. Bine? Legat de cazul ăsta, da. Radiologilor și care au putut și care puteți cazul astăzi. Ce răspuns le dați? Care e mesajul? În acest moment nu pot să dau un răspuns ferm, dar cu siguranță vom vedea, că nu le văd singur, vom vedea lucrurile în favoarea angajaților astăzi și nu de favoarea lor. Încercăm astăzi sau dacă nu, cel târziu mâine. Dar fiind această adresă de la minister, nu vă ascund faptul că am făcut adresa acum două luni la Ministerul Sănătății, la Ministerul Muncii și la Curtea de Conturi. Ministerul Muncii și Curtea de Conturi ne-au răspuns că este de competența Ministerului Sănătății să răspundă la solicitările noastre. Am primit această adresă după două luni. Okay. Vă mulțumesc! Mulțumim.